Deci, în momentul de față, construcția este într-un anumit grafic de, de lucrări. Până la sfârșitul anului, așa cum... Sunt și cu camera. Noi intenționăm să determinăm tot ce înseamnă partea de pod, da? Ulterior, finalizându-se și partea de drumuri, cei 23 de kilometri spre care vorbim. Deci, până la sfârșitul anului, va fi gata tablierul, da? Efectiv, și calea terorale și probabil și drumul de acces de la metru 0 până la prin brațul aici. Ce proporție de plantă va fi gata? Cu totul. Terminul contractual ar fi din 2023. Deci din 2023 românii vor putea să circule pe acest pod. Pe pod e posibil să fim, să circulăm chiar mai devreme. Spuneți-ne, domnule Ieșanu, având în vedere creșterile de prețuri la materialele de construcții, există vreo posibilitate ca prețul final să fie mai mare sau să împinați întârzieri? Tocmai din acest motiv mă refer aici, de exemplu, la asfaltarea, partea finală a podului. În momentul de față nu a fost probleme de acest gen. Partea financiară nu sunt în măsură să vă detaliez, dar cu siguranță sunt actualizări de preț și chestiuni de acest gen. Ce a fost termenul prezentat de premier? A spus faptul că proiectul trebuia să fie gata în decembrie 2021 și este în întârziere. A greșit primul ministru? Întârzierea despre care dânsul a discutat este o chestiune care nu ne privește pe noi în mod direct. A fost o chestiune și legată de relocarea de utilități. Sunt mai mulți factori. Păi termenul era decembrie 2021? Termenul pentru proiect. 2023. Și acea întârziere de proiect? Deci, despre ce întârziere vorbea premierul mai exact? Ne puteți lămuri? Întârzierea despre care vorbim este legată de aceste decalaje din cauza relocărilor de utilități. După cum știți, proiectul a demarat în 2018, faza de proiectare, 2019 a demarat efectiv și se află la momentul de față în proporție de peste 65% finalizat. Deci ați recuperat acea întârziere, să înțeleg? Întârzierea este un curs de recuperare, pentru că acum, după cum vedeți, ne afectează și vremea. În ultima perioadă a avut un vânt foarte rău, ceea ce ne-a încurcat programul de lucru. A trebuit să stopăm controlat ridicarea segmentelor de tablier și asta se concretizează într-o întârziere, care cu siguranță o vom recupera cât de cât. Cât de mare e întârzierea deocamdată? Putem vorbi de, nu știu, de 2-3 săptămâni maxim.